Reprezentanții sectorului de dreapta și autoapărării populare nu sunt implicați în infracțiunile săvârșite în Bucovina în ultimele zile. Despre aceasta a declarat în cadrul unui briefing șeful miliției regionale Valeriy Zinchenko, dezmințind informațiile postate în rețeaua internet. Este vorba despre informația greșită, că anume reprezentanții acestor formațiuni au minat supermarketul Metro din Cernăuți, despre atacarea de către niște indivizi în măști a unui pădurar și a lucrătorilor miliției în unul din raioanele regiunii. Aș vrea să dezmințesc zvonurile și comentariile din internet despre chipurile că în infracțiunile săvârșite în ultimele zile sunt implicați unele organizații politice, cum ar fi sectorul de dreapta și autoapărarea populară. Este vorba de 3 cazuri de rezonanță. Atacarea milițienilor în raionul Herța, agresarea unui pădurar în raionul Storojeneț și comunicarea prin telefon despre minarea hipermarketului Metro. Herțaiescum raionul. Zlucinții zătrimăni. Infractorii care au săvârșit fără de legea în raionul Herța sunt reținuți. Este vorba de niște locuitori dintr-un alt raion al regiunii. Ei nu au nicio legătură cu organizațiile și mișcările politice din ținut. Cel care a anunțat despre minarea magazinului Metro, de asemenea, a fost reținut. Este vorba de un locuitor din regiune, în vârstă de 44 de ani. El niciodată n-a participat la activitate politică. Fiind în stare de ebrietate, el a telefonat pe linia specială de telefoane 101, 102 și 103 și iată a fost și el reținut. Reprezentanții sectorului de dreapta și autoapărării populare de asemenea și-au exprimat poziția. Sectorul de dreapta din Bucovina acționează în cadrul juridic. Pe nimeni nu amenințăm, respectăm legea. Iată un caz care a avut loc în ajun pe strada Șeptițchi, cu banda pe care se circulă într-un singur sens. Un conducător auto a încălcat regulile de circulație și a fost oprit de colaboratorii miliției rutiere. Vinovatul a sunat pe cineva și i-a întins telefonul milițianului. Am insistat ca acesta să nu ia telefonul, căci au trecut acele vremuri când se putea dicta prin telefon. Milițienii au întocmit protocolul așa cum cere legea. Sunt de acord cu Ostap. Profitând de ocazie, vreau să le amintesc tinerilor care cred că la 21 februarie s-a terminat revoluția. Au lăsat televizoarele, au găsit camuflaje și măști și au pornit la vânătoare să-și rezolve problemele proprii, dându-se de mari revoluționari și patrioți. Ei n-au fost pe Maidan, n-au fost pe baricade. Ei se preocupă doar de treburile personale. Dacă vor încălca legea, îi vom pedepsi imediat și aspru. În finalul briefingului, șeful miliției regionale a declarat despre aceea că în regiune au fost create patrule comune ale milițienilor și activiștilor sectorului de dreapta și autoapărării populare. Există un plan concret de acțiuni. Au fost luate sub protecție câteva obiecte importante. Miliția reacționează la informațiile operaționale primite. Nu departe de noi se află Transnistria. Primim diverse informații despre situația din această republică. Una din informații prevede destabilizarea situației în Bucovina. De ce anume Bucovina? Doar ținutul nostru este multinațional, iar provocările față de reprezentanții oricărei minorități naționale pot provoca acțiuni de nesupunere și alte infracțiuni. Sectorul de dreapta cere lustrație în sistemul de drept al Bucovinei. Activiștii acestei organizații consideră că la posturile de conducere în structurile direcției de interne sunt numite persoane fără consultările cu opinia publică. Pe piața centrală din Cernăuți a avut loc o adunare la care s-au discutat noile numiri în posturi și cererea demisiei conducătorului inspecției auto de stat, Igor Dogolici. Toți candidații la posturi de conducere din regiune urmează să fie coordonați cu părerea publică, sublinează liderul sectorului de dreaptă, Volodymyr Ryasov. Dacă interesele oamenilor de rând nu vor fi luate în considerare, sectorul de dreaptă încă va recurge mai întâi la acțiuni de protest și nu de forță, în orice caz până ce nu va fi soluționată situația privind intervenția rusă.
În esență, este o discuție despre o persoană concretă, dar sunt și figuri însemnate. De aceea insistăm să se țină cont de părerea noastră, doar pentru ce am stat pe Maidan. Sectorul de dreapta a inițiat discuția cu opinia publică referitoare la situația din regiune, la poziția bucovinenilor față de conducătorii noi numiți, îndeosebea lui Valerii Zinchenko, în calitate de șef al Direcției Ministerului Afacerilor Interne al Ucrainei în regiunea Cernăuți, cerere demiterii din post de șef al Direcției Regionale a Inspecției Auto de Stat a lui Dogolici. Занадто багато питань. Sunt multe chestiuni, opinii, vom propune opiniei publice să le discutăm. Dispunem de multe informații și fapte concrete. Inițiativa sectorului de dreapta este susținută și de foarte mulți cernăuțeni de rând, care consideră că puterea ucraineană nu este în stare să apere propriul popor și fiecare cernăuțean trebuie să contribuie la aceasta. Oamenii asaltează comisariatele populare fără să fie chemați acolo. Am 65 de ani și dacă va fi nevoie, voi merge și eu. Poporul se ridică, bandiții vor fi învinși. De menționat că, concomitent cu adunarea inițiată de sectorul de dreaptă, autoapărarea populară din regiune a pichetat Direcția Serviciului de Securitate Cernăuți. Sectorul de dreapta n-a aderat la această pichetare. Reprezentanții autoapărării populare, prin insistență, totuși au obținut de la nou-numitul conducător al Direcției Regionale a Serviciului Securității cererea pentru demisie. La început, activiștii împreună cu studenții și cetățenii de rând s-au adunat pe Piața Integrității, unde au desfăcut un mare drapel ucrainean. Apoi au pornit spre sediul Direcției Regionale al Serviciului Securității cu cererea demiterii noului șef al acestui departament, Iuri Chițul, care anterior a ocupat postul respectiv. Reprezentanții autoapărării populare au venit la sediul Serviciului Securității cu cererea pentru demisie deja printată și Iuri Chițul trebuia doar să-și dea consimțământul și să o semneze. Vă rugăm de urgență să semnați cererea pentru demisie. Sunteți pensionar și poftim, vă puteți odihni. Sunt oameni tineri gata să ocupe acest post și să lucreze efectiv. În schimb, șeful Serviciului Securității din Bucovina a menționat că cererea a fost întocmită greșit, iar procedura de punere acesteia e cu totul alta. Eu am fost numit de Comandantul Suprem al Forțelor Armate ale Ucrainei. Sunt militar și, în prezent, mai ales când există pericolul integrității teritoriale a Ucrainei, îmi voi îndeplini funcțiile. Dacă Comandantul Suprem va lua decizia ca să fiu demis, eu, ca militar, mă voi supune acestui ordin. Participanții la pichetare scandau demitere și la pensie și cererea ca aceasta să se întâmple urgent. Iuri Chițul l-a invitat pe reprezentantul autoapărării populare și pe jurnaliști la el în birou pentru a discuta aceasta într-o atmosferă calmă și a comunica despre aceasta președintelui Serviciului Securității al Ucrainei, Valentin Nalivaichenko. Trebuie să raportez, căci situația este destul de încordată. Comunitatea cere să mă consult. Vă mulțumesc! Iuri Chițul a propus ca până la ora 18 lumea să aștepte și dacă cei de la conducere vor accepta cererea, el o va semna. Prezentându-se din nou în fața protestatarilor, aceștia au cerut semnarea imediată a cererii. Activiștii la rândul lor și-au exprimat opinia referitoare la situația creată. Până acum a fost Prodan. Îl cunoașteți prea bine. V-au numit aici pentru ca foștii conducători Papiev, Artem Semeniuc să facă business în continuare. Oamenii au murit pe Maidan, iar voi huzuriți aici. După ordinarele negocieri și explicații, domnul Chițul totuși a revenit în biroul său pentru a scrie cererea așa cum cere regula. În local nu au fost admiși toți jurnaliștii. Cameramanul canalului nostru a fost unicul cu camera video care a fixat acest eveniment. Eu întotdeauna am fost cinstit și așa voi fi și în continuare. N-are pentru ce să mă mustre conștiința pentru activitatea mea desfășurată aici, în Bucovina. Și voi înțelegeți bine aceasta. Cererea a fost semnată. În prezent, ea este înregistrată într-un catalog special. O astfel de documentație este secretă și ea nu poate fi difuzată. Documentul a fost întocmit și va fi transmis șefului serviciului.
Hotărârea a fost anunțată participanților la pichetare. Însă aici există o nuanță. În document figurează următoarea formulare. Rog examinarea chestiunii privind demiterea din postul de șef al Direcției Serviciul Securității al Ucrainei în regiunea Cernăuți, în legătură cu neîncrederea din partea comunității. Dacă nu va fi satisfăcută această cerere, ne vom aduna aici în fiecare zi, ca să auziți ce doresc oamenii, căci ei vă vor scoate din birou. Doriți aceasta? Nu, nu doresc aceasta. A fost abordată și chestiunea privind răspândirea foilor volante prin oraș, cu simbolică fascistă și cea referitoare la tricolorul rusesc, apărute în ultimul timp. Referitor la prima chestiune, colaboratorii securității au declarat că au fost interogate 250 de persoane și peste 2-3 zile va fi anunțat numele vinovaților. Tineretul se pronunță pentru integritatea teritorială a Ucrainei. Studenții de la Facultatea de Istorie, Politologie și Relații Internaționale a Universității Yuri Fedkovici din Cernăuți au desfășurat acțiunea Marșul Pașnic în susținerea integrității Ucrainei. Studenții de la Universitatea Națională din Cernăuți sunt împotriva ridicării în oraș a celui de-al treilea monument al ostașului eliberator. Deci sunt împotriva izbucnirii unui nou război. Tinerii s-au adunat lângă monumentul de pe Piața Integrității și de acolo au pornit spre monumentul ostașilor afgani pentru a atrage atenția la problema pericolului menținerii integrității teritoriale a Ucrainei. Rusia, în decursul a mai multor secole, intenționează să instaureze aici legile sale, să ne impune condițiile sale. Înțelegem că așa ceva nu trebuie să se repete, doar suntem o națiune unită, liberă, nedivizată, independentă și dacă Putin va încerca să ocupe teritoriul nostru, îl vom apăra. Această lozincă atestă că Uniunea Sovietică n-a fost recunoscută foarte mult timp. Rusia nu recunoaște actuala putere din Ucraina și cerem lui Putin să înceteze agresiunea. Statul nostru este recunoscut de lumea occidentală, numai nu de Rusia. Ucraina trebuie să fie una și unită. Profesorii susțin acțiunea studenților, ba chiar mai mult au aderat la ea, căci prin unire poate fi schimbată situația. Firește, toți profesorii susțin această inițiativă, nimeni nu este împotrivă. Mitingul este împotriva războiului și noi susținem acțiunile pașnice ale studenților, îndreptate împotriva declanșării oricărui război. În orașul nostru a sosit încă o familie refugiată de pe peninsula Crimeiană. Membrii ei au refuzat să comunice cu jurnaliștii, temându-se că vor fi urmăriți de către reprezentanții puterii propuse din Crimeea. Această familie, formată din 5 persoane, a fost primită de o familie bucovineană care s-a adresat voluntarilor. Au declarat că sunt gata să întrețină pe crimeieni atâta timp cât va fi nevoie și pe mijloacele proprii. Capul familiei refugiate planifică să plece din nou la Simferopol pentru a-și lua părinții. Voluntarii și activiștii sunt contactați mereu prin telefon de către locuitorii autonomiei, care doresc să sosească în Ucraina apuseană. De asemenea, le sună și bucovinenii care nu doresc să stea într-o parte de durere și necazul oamenilor. Potrivit datelor coordonatorilor, circa 200 de persoane vor să părăsească Crimeea. Ne sună tot mai mulți cernăuțeni, propunându-ne să-i găzduiască pe refugiații din Crimeea. Aceasta ne bucură că oamenii noștri au suflet mare și sunt milostivi. Nu trebuie să lăsăm cu nevoile lor pe locuitorii Crimeei. Miliția este în căutarea persoanei care a telefonat pe linia specială 102 și a comunicat despre minarea hipermarketului Metro din Cernăuți. Materialul explozibil a fost căutat timp de 2 ore, însă n-a fost depistat. În această perioadă de timp, magazinul a fost închis. Despre minarea hipermarketului, miliția a fost informată de un necunoscut la ora 11:28. Acesta a accentuat că peste 15 minute se va produce explozia. La locul cu pricina s-au deplasat imediat toate serviciile operative din oraș. Împreună cu colaboratorii Direcției Regionale de Miliție și Paza Obiectivului, a fost evacuat personalul și oamenii care se aflau în magazin. Circa 150 de persoane. Au fost deconectate rețelele de asigurare cu gaz și energie electrică. S-a procesat în conformitate cu instrucțiunile respective. Pe teritoriul
interiorul hipermarketului nu era admisă nicio persoană din afară. Acolo au lucrat experții, în tehnicile de explozie au fost folosiți câinii instruiți special. Personalul și clienții au fost duși la o distanță care le asigură securitatea. Am examinat teritoriul în căutare de material explozibil. Apoi a fost cercetată încăpere cu ajutorul a doi câini. Acești doi câini au fost instruiți încă pentru desfășurarea europenilor 2012. În total, la metro au sosit mai mult de 100 de milițieni și vreo 20 de salvatori. Aici a sosit și conducerea Direcției Regionale de Miliție. Este criminal necaranul zločin. Este o infracțiune cu caracter penal și cel care a săvârșit-o neapărat va fi tras la răspundere, precum și cel ce a făcut înștiințare. Evident că o astfel de informație creează un anumit disconfort și anumite probleme pentru locuitorii orașului. Aceasta nu este o glumă și aș dori pe viitor așa ceva să nu se mai întâmple. În rezultat, explozibilul n-a fost găsit nici pe teritoriul, nici în interiorul hipermarketului Metro. Acum lucrătorii structurilor de drept se ocupă de depistare celui ce a făcut gluma. Pe el îl așteaptă o pedeapsă cu privare de libertate de la 2 până la 6 ani. Colaboratorii Direcției pentru combaterea crimelor economice din Bucovina au oprit activitatea a două așezăminte ilicite de organizare a jocurilor de noroc. Săli cu aparate de joc au fost descoperite în raionul Kitzman. Au fost confiscate câteva calculatoare, bani și unele notițe. Noul șef al Direcției Regionale de Miliție a promis că va face tot posibilul ca copiii să nu caute ocupație pe străzi sau în sălile pentru jocuri de noroc. În timpul prezentării lui oficiale la Cernăuți, fiind întrebat de jurnaliști despre businessul de organizare a jocurilor de noroc, el a răspuns în felul următor. N-aș vrea să mă opresc la această temă. Mai bine voi demonstra în practică. Cât mai mult vom vorbi despre aceasta, cu atâtea mai puține șanse vom avea să documentăm. N-a trecut mult timp după prezentarea lui Zinchenko și colaboratorii miliției au oprit activitatea a două unități ilegale de organizare a jocurilor de noroc din raionul Kitzman. Oamenii legii au întreprins percheziții sancționate, în rezultatul cărora au fost lichidate două asemenea unități. Proprietarul lor este un locuitor din raionul Kitzman. Au fost confiscate 12 calculatoare personale, bani în sumă de 3,5 mii grivne, notițe și alte probe materiale privind activitatea ilegală. Ancheta în procesul dat continuă. Direcția Regională de Miliție declară că acestea nu sunt unicele instituții ilicite de acest fel în Bucovina. În timpul imediat următor vor fi oficializate și alte informații. Nu va fi o atitudine selectivă față de antreprenorii care se ocupă cu aceasta în regiune. O astfel de activitate în Bucovina va fi blocată. Nu este chiar atât de simplu să o dezrădăcinăm, dar vom face totul ce este necesar pentru a o bloca. Recent, granicerii bucovineni au reținut la frontieră un grup de ilegali din Siria și pe însoțitorul acestora. Acest grup ținea calea spre Elveția. Primind informația operativă despre deplasare pe teritoriul țării noastre a acestui grup, granicerii l-au așteptat în locul cuvenit pentru a-l reține. În loc să ajungă în Europa, acești ilegali sunt în așteptare deciziei judecătoriei. Din grup făceau parte doi sirieni și un însoțitor rus. Cetățeanul Federației Ruse, care s-a oferit să fie însoțitor, s-a întâlnit la Moscova cu aceiași doi sirieni. Folosindu-se de faptul că el este cetățean al Federației Ruse și se poate deplasa liber și pe teritoriul Belarusiei, i-a trimis din Moscova în Belarusia, apoi au trecut prin Ucraina pentru a ajunge în Europa și anume pe teritoriul Elveției. Pentru aceste servicii, cetățeanul rus a luat de la fiecare ilegal sirian câte 4,5 mii de dolari. În Elveția, ilegalii urmau să ajungă pe un traseu elaborat mult timp înainte, prin Ucraina, România, Ungaria, Austria și Germania. Și acest traseu nu era pilot. Știind că itinerarul acestui grup trece prin masivul Silvic, am organizat o capcană și grănicierii detașamentului de grăniceri din Cernăuți îi așteptau în locul potrivit. Cum ilegalii au apărut acolo, au și fost reținuți. Reținerea a avut loc în pădure, nu departe de frontiera ucraineano-română. Iar acum infractorii urmează să răspundă în fața legii și soarta lor.
Ministerul de Venituri și Impozite va fi desființat și în locul acestei structuri vor activa serviciile VAMAL și cel fiscal, care au fost și înainte. Până durează procesul de reformare, la Kiev au fost prezentați conducătorii acestor servicii, Igor Bilous și Vitali Naumenko. Despre aceasta s-a anunțat la consfătuirea prin selector. În fața televizorului s-au adunat șefii secțiilor regionale ale fostului Minister de Venituri și Impozite. Pe actualii lor conducători îi prezintă la Kiev ministrul finanțelor. În speech-ul său, el a menționat că sarcina primordială care stă în fața ambelor servicii este lichidarea schemelor criminale și canalelor ilicite de fabricare a băuturilor spirtoase. Ministrul de asemenea a menționat despre necesitatea mobilizării tuturor veniturilor în bugetul de stat și încetării abuzurilor de serviciu de către colaboratorii atât a serviciului fiscal cât și a celui VAMAL. Afișați în oficiu o placardă. Noi nu luăm mită. Niciodată să nu vă temeți când vă vizitează lucrătorul fiscal. Trebuie să-l stimați, dar nu mai mult. Demonstrați că nu luați, dar nici nu dați mită. Primul adjunct al ministrului veniturilor și impozitelor, iar în perspectivă șef al serviciului fiscal a devenit Igor Bilous. Anterior a lucrat la Banca de Investiții Renaissance Capital și a condus direcția bancară și de investiții în Ucraina. El nu are experiență de lucrător fiscal, dar a activat mulți ani ca specialist în domenii conexe. Nu venim în cabinete confortabile. Trebuie să facem multe schimbări, să reformăm acest sistem putred. Neapărat trebuie dezrădăcinată corupția și optimizat întreg sistemul. În această privință voi depune toate eforturile. Conducător al serviciului VAMAL al Ucrainei a devenit Vitali Naumenko. El a participat la elaborarea programului de asigurare a vămilor, iar în ultimii ani a condus grupul pentru proceduri vamale și comerț extrem al unei companii solide din Ucraina. El a amintit despre crearea de urgență a schemelor transparente de vămuire a mărfurilor. Înțeleg prea bine problemele mediului de afaceri cu care se confruntă zi de zi. Este vorba de deplasare a bunurilor și mărfurilor. Trebuie să avem încredere unul în altul pentru ca să recâștigăm încrederea investitorilor străini. S-a mai vorbit și despre ceea că trebuie să fie creat ceva nou pe ruinele celui vechi. Unele realizări ale Ministerului de Venituri și Impozite vor fi dezvoltate în continuare, cum ar fi bunăoară serviciile de consultanță și liniile ferbinți sau liniile de asistență telefonică. Organizația publică Opor a difuzat informație despre cazurile de încălcare a legislației electorale în anul 2012 de către Partidul Regiunilor. Între documentele găsite de către reprezentanții acestei organizații la sediul Partidului de Guvernământ au fost găsite dovezi care demonstrează folosirea resurselor administrative, îmbinarea de către regionale a activității de partid cu cea de stat, atragerea de partea lor a alegătorilor. Accesul la documentele Partidului Regiunilor a fost oferit organizației Opora de către deputații Consiliului Regional. Între miile de documente examinate au fost depistate și cele referitoare la alegerile din 2012, care atestă încălcarea legislației electorale. Activistul organizației Opora, Grigore Sorocean, a menționat că principalele încălcări sunt folosirea directă și camuflată a resurselor administrative. Între documente sunt planurile elaborate de regionale, precum și dările de seamă respective. Între documentele găsite sunt și de acele care conțin informație că centrele electorale regionale erau conduse de funcționari din partea administrațiilor regionale de stat și consiliilor regionale. Între documentele de la oficiul Partidului Regiunilor sunt și listele privind cheltuielile pentru cumpărarea produselor alimentare cu ocazia zilei de 9 mai și Ziua Mamei. La foarte multe manipulări s-a recurs în timpul formării Consiliului de Sector. Au fost descoperite dovezi care arată la folosirea de către Partidul Regiunilor în timpul alegerilor a așa numitelor partide tehnice pentru formarea majorității în componența comisiilor electorale de sector pentru a servi interesele Partidului Regiunilor. Regionale au folosit în mod activ baza de date personale ale alegătorilor, afirmă Nadia Babinski. Aceste date personale ale locuitorilor din Bucovina erau grupate în anumite mape.
În documente erau indicate statutul social al alegătorului, vârsta lui, adresa, etc. Activiștii organizației Opora continuă să examineze documentele și planifică să le adreseze către organele de drept pentru ca aceștia să dea o apreciere juridică faptelor de încălcare grosolană a legislației electorale de către fostul partid al guvernământului. La suta cerească, din păcate, s-au adăugat noi participanți ai Maidanului. Două persoane din Cernăuți se numără printre aceștia. Oleksandr Șerbaniuc a fost omorât la 20 februarie pe Maidanul din Kiev, iar Vasile Aksenin a decedat în urma rănilor primite tot în aceeași zi acolo, într-un spital din Polonia. Cernăuțeanul grav rănit a fost dus pentru tratament în Polonia la sfârșitul lunii februarie, însă medicii nu i-au putut salva viața. Un alt participant la acțiunile de pe Maidan, Vyacheslav Vorona, a decedat la 9 martie. El a fost membru al echipei cernăuțene de baseball Sokole. Antrenorul spune despre el că a fost un om chipzuit, un bun îndrumător pentru tineret. Numai un singur an a fost la noi. A fost transferat din echipa Almaz din Kiev. La 22 decembrie a împlinit 32 de ani. A fost un adevărat sportiv, avea opinia sa referitor la ceea ce se întâmplă. A fost un om reținut în comunicare, tolerant.